Bună ziua! Noi suntem în continuare extrem de îngrijorați de situația economică din țară și în special de deteriorarea situației economice. Din nefericire, ne confruntăm cu această criză și economică și sanitară, având la putere o guvernare și mai ales un guvern incapabil și irresponsabil. Și înainte de începerea acestei crize, guvernul a aprobat un buget cu un deficit pentru care sursele de finanțare nu erau realiste. Acum situația s-a complicat și mai mult, pentru că acest guvern s-a dovedit incapabil să atragă resurse financiare externe de la donatorii tradiționali. S-a dovedit a fi incapabil să negocieze un acord în interesul Republicii Moldova și din partea Rusiei. Consecințele unei asemenea abordări responsabile din partea guvernului, evident, le suportă cetățenii Republicii Moldova, le suportă economia. Am vorbit de mai multe ori că faptul că statul nu ajută agenții economice acum va avea repercusiuni semnificative pentru companii, pentru angajați, pentru angajatori și ulterior pentru veniturile care ar trebui să fie colectate la buget. Iar astăzi vedem că la câteva săptămâni, la săptămâni bune de când s-a început această criză, guvernul nu a ajutat niciun agent economic. Asta ne îngrijorează, așa cum spuneam, și de aceea credem că este cazul ca partidele din Parlament, fracțiunile din Parlament, să se implice pentru a întreprinde toate acțiunile și a face posibilă, în primul rând, debursarea acelor două tranșe din asistența macrofinanciară a Uniunii Europene, dar și pentru a obține resurse suplimentare prin alte programe despre care o să vorbim astăzi. Așa cum am mai vorbit despre acest lucru, asistența macrofinanciară a Uniunii Europene expiră în luna iulie. Asta înseamnă că cele două tranșe trebuie obținute în regim de urgență. Ceea ce credem noi că trebuie să facem este în următoarele zile, nici nu săptămâni, dar în următoarele zile, să se lucreze în Parlament pentru ca condițiile tranșei a doua să fie îndeplinite în următoarele două săptămâni și ulterior să se lucreze foarte repede și pentru îndeplinirea condițiilor pentru tranșa a treia a asistenței macrofinanciare. Amintesc că vorbim despre 70 de milioane de euro, bani care, dacă ar fi accesați, ar putea să ajungă pentru susținerea agenților economici și pentru susținerea cetățenilor. Care sunt condițiile care mai trebuie îndeplinite pentru ca tranșa a doua să fie debursată? Există o condiție tehnică. Această condiție tehnică presupune adoptarea în lectura a doua a legii cu privire la sancțiunile în cazul combaterii spălării banilor. Știm că această lege a fost aprobată în prima lectură. Există câteva obiecții care au fost formulate și transmise de către Comisia Europeană, deci este necesar ca Parlamentul acum să lucreze pe aceste obiecții, să se adopte legea în Comisia pentru Securitate și în câteva zile această lege, atunci când ieșim din situația de criză, să adopte legea în lectură finală. A doua sau altă condiție importantă ține de progres în recuperarea banilor din furtul miliardului. Pe bună dreptate, Uniunea Europeană cere să se facă acțiuni concrete, să se demonstreze că se lucrează la investigarea furtului miliardului și se recuperează bani înainte să ofere țării alte resurse financiare. Aici știm că se lucrează la crearea unei echipe internaționale de investigare. Dincolo de asta, considerăm că Parlamentul, în regim de urgență, trebuie să ceară un raport de la Procuratura Generală
pe progresul în investigarea furtului miliardului și recuperarea banilor și acest lucru se poate face foarte repede, iar cei de la Procuratura Generală nu pot să spună că este un apel politic sau o acțiune politică, este o acțiune de care depinde dacă se debursează sau nu acești bani de la Uniunea Europeană. O altă condiție importantă ține de anularea legii cu privire la cetățenia obținută prin investiții. Am discutat foarte mult despre această lege. Am impus un moratorium pe perioada în care câteva dosare deja intrase pe rol. Din păcate, acest moratoriu a fost prelungit până la 1 septembrie. Acum se cere o declarație, o hotărâre, dacă doriți, a Parlamentului, prin care se face un angajament pentru Uniunea Europeană, dar și pentru cetățenii Republicii Moldova, că această lege nu va fi, sau că acest moratoriu nu va fi extins după 1 septembrie. Deci, o acțiune foarte ușor de îndeplinit. Următoarea acțiune ține de reforma în sistemul justiției și un plan de acțiuni pentru această reformă. Aici este strict vina guvernului, care a bătut pasul pe loc în toată această perioadă, care nu a vrut să folosească conceptul de reformă pe care l-am pregătit noi și iată, din cauza acestei tergiversări, din cauza lipsei de dorință din partea guvernului de a elabora un plan de reformă în sistemul justiției, cetățenii Republicii Moldova nu pot beneficia de bani veniți din partea Uniunii Europene. Noi propunem să revenim la conceptul pe care l-am făcut noi pentru reforma justiției, să luăm ca bază acest concept și în baza lui, foarte repede, să elaborăm și un plan de acțiuni și să începem dezbaterile publice. Sunt sigură că aceste lucruri ar fi suficiente pentru ca Uniunea Europeană să consideră la această etapă condiția satisfăcută și să permită debursarea banilor. Următoarea acțiune este la fel de ușor de îndeplinit, ține de adoptarea în lectură finală a legii cu privire la organizațiile neguvernamentale. Această lege este aprobată în prima lectură. Din păcate, în Parlament s-a intervenit și s-au făcut modificări care vin împotriva spiritului legii care a fost cerută de societatea civilă și de către partenerii internaționali. Deci ceea ce trebuie să se întâmple acum este să se revină la formula legii așa cum a fost ea prezentată de guvern și să fie aprobată în această formulă în lectură finală. Iarăși este un lucru care se poate întâmpla foarte repede în câteva zile dacă există suficientă voință politică în Parlament așa încât să existe un număr suficient de deputați pentru ca această lege să fie votată. Următoarea acțiune, la fel, care se poate îndeplini destul de repede, următoarea condiție, ține de lansarea sau anunțarea unei evaluări externe, un audit independent la Consiliul Audiovizualului și Consiliul Concurenței. Cred că toată lumea înțelege de ce Uniunea Europeană a formulat această condiție, pentru că avem probleme serioase în activitatea acestor două instituții. Aici, Parlamentul trebuie să facă un angajament că va susține un asemenea audit, deci o evaluare externă. Se pot pregăti termenii de referință pentru acest audit și respectiv se poate lua o decizie a Parlamentului așa încât Uniunea Europeană să aibă o dovadă clară a angajamentului Parlamentului, angajamentului pentru această condiție. Ultima problemă ultima condiție pentru tranșa a doua este un pic mai complicată și lucrurile aici au fost complicate de majoritatea parlamentară acum câteva săptămâni, atunci când au numit noi membrii la Consiliul Superior al Magistraturii, fără să țină cont de recomandările Comisiei de la Veneția. Această decizie sau modul în care au fost numiți noi membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii
a fost criticat dur de către Comisia de la Veneția. Deci, într-un fel, aici s-a încălcat grosolan condiția Uniunii Europene și singura soluție pentru a depăși situația este să se discute în regim de urgență cu Consiliul Europei, cu Comisia de la Veneția, pentru a vedea care ar fi noua condiție, deci reformulată, în funcție de situația actuală. Astea sunt condițiile tehnice și politice pentru cea de-a doua tranșă, pentru debursarea celei de-a doua tranșe a asistenței macrofinanciare. Cu toată responsabilitatea, spunem că toate aceste condiții pot fi îndeplinite în 10 zile. Dacă fracțiunile parlamentare își doresc cu adevărat ca Republica Moldova să obțină această tranșă, aceste condiții pot fi ușor îndeplinite în 10 zile. Singurul lucru care nu depinde de deputați aici vine de la această reformulare a condiției din partea Comisiei de la Veneția pentru în raport cu CSM. Dar și aici, dacă se intervine respectuos pe lângă Comisia de la Veneția, sunt sigură că poate fi reformulată condiția și îndeplinită. Noi, de asemenea, credem că trebuie imediat să se lucreze și la îndeplinirea condițiilor pentru a treia tranșă, încă 40 de milioane de euro, ca să nu pierdem acești bani, deci ca să nu expire perioada, așa cum am indicat-o la început, luna iulie. Cele mai importante lucruri sau condiții pentru tranșa a treia sunt aprobarea legii de demonopolizare a sectorului de gaze, și anume o lege prin care s-ar realiza separarea legală și funcțională deplină a Moldova Transgaz, Chișinău Gaz, de la Moldova Gaz. Deci e nevoie să se lucreze urgent în Parlament la o asemenea lege și această lege, în primul rând, ar permite demonopolizarea sectorului de gaze în Republica Moldova și asta ne-ar permite să scăpăm de monopol și respectiv să putem să obținem prețuri de achiziție la gaze mai bune. În al doilea rând, așa cum spuneam, ne-ar permite să accesăm încă 40 de milioane de euro de la Uniunea Europeană la condiții foarte bune. Și, de asemenea, aici se înscrie și codul VAMAL. Codul VAMAL este elaborat, deci nu este un document la care trebuie mult de lucrat. Documentul este elaborat, este proiectul, doar trebuie să se mobilizeze Parlamentul, să-l examineze conform tuturor prevederilor legale și să-l adopte în regim de urgență. O să rog pe colega mea, Natalia, să vorbească despre alte posibilități de atragere a resurselor externe. Bună ziua! În această perioadă de criză, guvernele în foarte multe țări dezvoltate vin cu programe pentru a menține locurile de muncă și pentru a ajuta agenții economici să supraviețuiască perioade de criză. Pentru aceasta, guvernul nu se poate baza pe resursele interne, pentru că agenții economici sunt în dificultate. Și devine foarte importantă această accesare a surselor de finanțare sau a împrumuturilor pe plan internațional și, în special, accesarea împrumuturilor din partea unor organizații care pot oferi împrumuturi la dobânzi mici și termen concesional, adică cu perioadă de grație, împrumuturi pe o perioadă mai lungă de timp. Sunt în special două surse de finanțare pe care guvernul încă, deci nu le-a accesat, dar le poate accesa în câteva luni și chiar până la sfârșitul acestui an și astfel poate mobiliza resurse adiționale la buget pentru finanțarea deficitului bugetar. În primul rând, guvernul trebuie să negocieze o înțelegere cu Uniunea Europeană, care a aprobat deja un alt pachet de suport macrofinanciar în volum de 100 de milioane de euro, dar poate și mai important, negocierea unui program cu Fondul Monetar Internațional, care poate permite Moldovei accesarea unor sume
și mai importante de bani. Mai mult ca atât, un program cu Fondul Monetar Internațional este necesar pentru accesarea suportului bugetar din partea altor parteneri, cum ar fi Uniunea Europeană, inclusiv pentru accesarea granturilor care vin în suport bugetului. Un program cu Fondul Monetar Internațional a fost solicitat încă înainte de a intra în perioada de criză. Fondul Monetar Internațional pentru cetățeni este ca un banchir, o bancă serioasă, bine cunoscută, cu reputație bună, care oferă credite la cea mai favorabilă rată. Anume de aceea, acum în perioada de criză, aproape jumătate din țările lumii au venit cu solicitarea la Fondul Monetar Internațional să acceseze resurse de finanțare, inclusiv țări mult mai dezvoltate ca Moldova. Însă, ca și în cazul accesării unui credit din partea unei bănci, se dorește un program de dezvoltare sau un plan de afaceri. Cum putem ști că guvernul va acționa într-un fel care va asigura creșterea economică pe viitor și astfel capacitatea țării și de a întoarce datoria, dar și de a-și onora obligațiile față de cetățeni? Și anume aici este foarte important ca guvernul și Parlamentul, deci țara, să vină cu o propunere de program de reformare care va permite țării să asigure creșterea economică și depășirea crizei. Fondul Monetar Internațional chiar recent a făcut o evaluare a economiei Moldovei și de fapt a recunoscut că cea mai mare vulnerabilitate pentru creșterea economică în Republica Moldova este calitatea guvernării și capacitatea de administrare a instituțiilor statului. Și aceasta, de fapt, este o constrângere care a fost recunoscută de numeroase organizații, atât care fac analize economice, cât și cele care se uită la instituțiile, calitatea instituțiilor democratice, la drepturile omului și așa mai departe. Deci este foarte clar că acum este momentul ca Moldova să se axeze pe îmbunătățirea guvernării. Deci un eventual program cu Fondul Monetar Internațional ar trebui să conțină, și aceasta este deja descris în analiza Fondului Monetar Internațional, reforme în domeniul sectorului organizațiilor non-bancare, reforme în domeniul administrării corecte și eficiente a întreprinderilor de stat, reforme în domeniul combaterii spălării banilor, reforme în domeniul politicii fiscale, și aici în special este vorba despre facilitățile fiscale și costul lor, eficientizarea cheltuielilor publice, deci utilizarea cheltuielilor publice pentru beneficiu social, și eficientizarea investițiilor publice, adică investițiilor capitale, investițiilor în infrastructură. Și poate cel mai important este reforma justiției și asigurarea supremației legii. Fără aceste reforme, economia Moldovei nu poate atinge o creștere economică suficientă pentru a asigura bunăstarea cetățenilor. Republica Moldova trebuie să, și guvernul în primul rând, dar și Parlamentul, trebuie să se gândească care ar fi programele sau angajamentele pe care sunt gata să și le asume pentru a accesa resursele oferite de Fondul Monetar Internațional. Aici este foarte importantă implicarea tuturor partidilor parlamentare, pentru că acestea sunt reforme care trebuie asigurate pe parcursul a câțiva ani și prin modificarea unor acte legislative și prin implicarea Parlamentului. Aceasta va permite ca în perioada de criză să fie minimalizat volatilitatea politică și dependența economiei de schimbările politice. De aceea, Partidul Acțiune și Solidaritate propune tuturor partidilor parlamentare să se colaboreze pe platformă parlamentară pentru a ajunge la un consens referitor la reformele care vor îmbunătăți buna guvernare și
activitatea, administrarea instituțiilor statului. Și despre aceasta va vorbi în continuare și domnul Gros. Bună ziua! Așa cum a menționat doamna președintă Sandu și doamna ministru Gavriliță, sunt lucruri concrete pe care noi, Republica Moldova, le putem face pentru a putea beneficia de resurse financiare predictibile în condiții avantajoase și în beneficiu cetățenilor Republicii Moldova. Accentuez, anume în beneficiu cetățenilor Republicii Moldova și nu a altcuiva. Ce se cere? Se cere ca imediat după 15, când sperăm noi cu toții vom reveni la o activitate mai firească, să intre în forță Parlamentul. Executivul a arătat ce poate deocamdată. Să intre în forță Parlamentul, anume organul legislativ care este în putere să, într-o manieră transparentă, mobilizând tot potențialul de expertiză care îl are, dar cu o voință politică din partea tuturor fracțiunilor, să adopte acele legi pe care, așa cum ați văzut, o parte le avem deja aprobate în prima lectură și aici amintim legea privind combaterea spălării banilor, legea cu privire la ONG-uri, două legi care ne permit, fiind repede aprobate, ne permit să accesăm cea de-a doua tranșă din partea Uniunii Europene. Și restul actelor legislative care sunt deja la etapă de proiect, codul VAMAL, aceeași evaluare externă a Consiliului Audiovizualului și a Consiliului Concurenței, care ați văzut și dumneavoastră prestația acestor două entități care sunt menite, pe de o parte, să vegheze asupra corectitudinii pieței media, iar altă entitate asupra să combată monopolurile și să asigure o activitate corectă, predictibilă pe piața, în mediul de afaceri, au mari carențe. Și aici este această condiție care foarte repede, dacă avem voință politică, o putem realiza. La fel, pe demisiunea monopolului de gaze, iarăși, având voință politică, repede putem să ne mobilizăm și veni cu adoptarea acestei legi. Ce vom face noi? Eu, în calitate de președinte a fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, chiar astăzi voi încerca să iau legătura cu liderii fracțiunilor, astfel ca imediat după ce Parlamentul revine la activitate, să convenim împreună asupra agendei Parlamentului și anume aceste proiecte de legi sau legi care nu au fost adoptate încă în lectură finală să se regăsească pe agenda Parlamentului. Lucrurile sunt foarte clare, vorbim de niște angajamente, nimic nou, angajamente pe care noi, țara, ne le-am asumat în raport cu partenerii noștri, angajamente care ne ajută pe noi să facem instituțiile statului mai funcționale, mai independente și putem beneficia de un suport generos din partea partenerilor de dezvoltare. Așa cum am spus, imediat după această conferință voi încerca să iau legătura cu colegii din alte fracțiuni pentru a veni repede cu o poziție comună pe platformă parlamentară, accentuez, cum putem mobiliza deputații pentru a vota aceste legi. Vă mulțumesc! În situația în care guvernul bate pasul pe loc și iată, au trecut luni de zile în care nu a fost capabil să deburseze tranșa a doua care urma să fie debursată în luna decembrie anului precedent, noi credem că este real ca Parlamentul să poată să obțină acești bani, bani care sunt necesari pentru cetățeni. La modul practic și foarte realist, noi credem că condițiile pentru tranșa a doua pot fi îndeplinite în maxim 2 săptămâni, dacă există suficientă
responsabilitate în Parlament din partea deputaților, a fracțiunilor, ca aceste lucruri să se întâmple. Deci ne dorim ca toată lumea să vrea să prioritizeze aceste lucruri ca să putem obține mai întâi 30 de milioane, după care încă 40 de milioane și evident să continuăm cu discuțiile despre programul cu fondul monetar care ar putea să aducă o asistență într-un volum și mai mare. Vă mulțumim! Înțeleg că există o întrebare în raport cu propunerea de a stabili ziua alegerilor sau data alegerilor prezidențiale pentru 1 noiembrie. Noi o să, sau mai bine zis colegii mei în Parlament, o să discute cu alte fracțiuni și atunci o să vină cu poziția Partidului Acțiune și Solidaritate. Mulțumim!